Bună, drăguților, ce faceți? Astăzi vom face un nou video din seria noastră de gătit. Practic, astăzi am filmat două vloguri, unul pe care cu siguranță deja l-ați văzut și acesta în care voi încerca să gătesc aripioare picante cu cartofi la cuptor. Este pentru prima dată când fac această rețetă. Să vedem dacă iese ceva comestibil sau nu, dacă iese, mâncăm, să avem poftă, dacă nu, aruncăm. Eu cel puțin încerc, îmi dau toată silința. Văd că vă place și vouă această serie și vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea voastră. Înainte să mergem la bucătărie, v-aș ruga să mă susțineți acolo în continuare cu un mare like, să dați un share la acest video, să vadă și prietenii voștri, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez. Și nu uitați să mă urmăriți și pe contul meu de Instagram, pentru că acolo sunt activă, în fiecare zi postez diferite story-uri, vi-l arăt și pe Rio, vă arăt și ce fac eu în această minunată carantină. Vă dau timp, 3 secunde, aștept 3 secunde să dați like, subscribe și share. Rărărăm, tobele pe fundal, gata. Cred că ați avut timpul necesar. Haideți să mergem în bucătărie să curățăm cartofii, aripioarele și să facem totul ca la carte. Bun, avem aici cartofii noștri, cei mai nașpa cartofi de la Mega, deci întotdeauna sunt cei mai proști cartofi ever. Nu găsești cartofi mai proști. Mă rog, asta e o antireclamă, dar ăsta e adevărul. Sunt cei mai... În fine, nu mai contează. Haideți să-i curățăm și să-i pregătim. Aici avem aripioarele, le-am fiert foarte, foarte puțin și acum vreau să dau partea asta, să o arunc și să le dau pe jumătate. Așa, deci. Asta o aruncăm, iar asta, nu știu dacă merge. Perfect. Deci, practic, așa. Și așa facem cu toate. Aruncăm asta. Da. Haide. Mamă, deci am o forță. Practic este un os aici. Bă, ești nebun? Așa. Trebuie să prinzi fix... Dar cred că mai degrabă le las în... odată, parcă se par prea mici. Așa. Și pe asta... Hai că nici nu fac mizerie pe aici. Ok, am văzut aici un naiba de nu l-am văzut. Așa. Și asta așa. Bun, cam așa arată. Am dat drumul la cuptor să se încălzească puțin, apoi băgăm tava în cuptor și o vom lăsa în jur de 40 de minute, ceva de genul. Arată bine, pentru prima dată. Super! Bineînțeles că am zis că fac aripioare picante, da? Mhm, am uitat să pun boia și pătrunjel. Să dăm așa un pic de culoare și un pic de să fie picant, că dacă asta am zis că facem... Bineînțeles că am spus că vom face aripioare picante, dar nu am pus nici boia, nici ceva verdeață, așa că vom pune acum. Făceam aripioare dulci, nu picante. O să sunt curată pe mâini, o să iau cu mâna, ca să nu scăp tot, să fac vreo nefăcută pe aici.
punem și puțin pătrunjel din acesta. Hai că am făcut aici o bunătate. Sigur, este o porcărie. Gata. Bun. Cam așa arată. Acesta este rezultatul final. Îl vom băga la cuptor 40-60 de minute și apoi vedem dacă ai și ceva comestibil sau nu. De arătat arată bine pentru prima dată, dar nu știu ce gust va avea, dacă va fi sau nu comestibil. Vedem. A few moments later. Vreau să zic că miroase atât de bine. Sper să fie bun. Deci miroase foarte, foarte bine. Mai punem din când în când câte puțină apă să iasă curcanul, să fie cârnița moale. A few moments later. Gata. Haideți să punem în farfurie și să gustăm, să vedem dacă a ieșit sau nu ceva. Cam acesta este rezultatul final. Vreau să gust, să văd dacă e bun sau nu. Chiar sunt foarte curioasă. Sper că nu e foarte picant. Filmează? Filmează! Dar nu știu ce că l-am pus camera asta. Se vede foarte bine. Ok. Bun. Haideți să vedem dacă e bun sau nu. Chiar sunt foarte curioasă. Ce e, orești tu? Băi, e bun. Chiar e bun. Cartoful este făcut. Ușor picant, dar nu foarte picant. Uite, mami. Deci cartofii sunt făcuți, sunt buni. Ia să vedem dacă cărnița e făcută, sunt curioasă. Eu am fiert-o foarte, foarte puțin. Sunt curioasă dacă e făcută. Vă zic la modul cel mai sincer, chiar mi-a ieșit, chiar sunt delicioase. Ți-aș da și ție, dar e picant. Cum să-ți dau? Haideți să nu mai mănânc în fața cameră, chiar spuneți că sunt nesimțită. Chiar a ieșit și chiar îmi place și nu zic doar de dragul camerei. Este ușor picant. Eu de obicei nu mănânc nici sărat, nici picant, dar odată, din an în Paște, nu strică. Spre uimirea mea, chiar a ieșit ceva comestibil. Așa că eu o să mănânc în continuare și cam atât și cu vlogul nostru. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți voi ce aveți de făcut. Voi încerca să mai fac și alte rețete. V-aș ruga în comentarii să-mi scrieți ce doriți să mai fac. Bineînțeles că o să încerc să fac mai multe chestii dulci. Voi încerca pe viitor să fac și papanași, pentru că nu am făcut niciodată și chiar sunt curioasă dacă îmi ies. Fratele meu face niște papanași delicioși. Îmi plac foarte, foarte mult. Dar eu nu am încercat niciodată. O să-i cer lui rețeta și o să încerc să fac. Și vă rog să mai scrieți voi în comentarii ce doriți voi să mai vedeți în această serie cu gătit. Noi ne revedem data viitoare, până atunci vă pup și aveți grijă de voi!